În următoarele două săptămâni, adică până la Paște, vor fi organizate 14 curse charter pentru moldovenii care vor să revină acasă din Europa. Ministerul de Externe, în baza unei decizii a Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, a stabilit deja orarul zborurilor private din cele mai mari orașe europene, acolo unde există comunități de moldoveni. Numărul zborurilor charter este stabilit în funcție de capacitatea statului de a gestiona fluxul moldovenilor din străinătate, astfel încât să nu fie pusă în pericol sănătatea oamenilor din țară. De luni 6 aprilie, pentru moldovenii din diaspora, vor fi organizate curse charter din Frankfurt, Lisabona, Madrid și Bruxelles. De asemenea, săptămâna viitoare acasă vor putea reveni și conaționalii din Varșovia, Dublin și din capitala britanică, Londra. În săptămâna mare, în perioada 13-19 aprilie, vor fi organizate alte 7 curse. Este vorba despre zboruri din Amsterdam, Veneția, Paris și Berlin. O nouă cursă va fi organizată din Londra și alte 2 din Roma și Praga. Numărul de charteruri sunt organizate și sunt autorizate de către Comisia Situații Excepționale. În funcție de situația, în funcție de două componente. Prima, listele pregătite de ambasadele noastre, a cetățenilor conform priorităților, și doi, în funcție de capacitatea noastră pe intern de a gestiona acest flux. Președintele țării mai susține că un număr prea mare de curse zilnice ar pune în dificultate gestionarea fluxului celor reveniți acasă, care trebuie să fie plasați în carantină și verificați la contaminarea cu noul coronavirus. Noi ne dorim ca cetățenii să revină acasă, dar vom reveni și vor reveni conform unei proceduri stabilite de către Comisia Situații Excepționale. Vor fi una, vor fi două, vor fi trei pe zi. Totul depinde de capacitatea noastră de a gestiona acest flux fără a supune riscului suplimentar sănătatea cetățenilor care se află la moment în Republica Moldova. În țară sunt 3 milioane de oameni, 700.000 de pensionari, 600-700.000 de copii. Repet această cifră, 1,5 milioane de oameni în etate și copii. Și noi trebuie să avem grijă de sănătatea lor. De bilete vor beneficia cetățenii moldoveni care în prealabil s-au înscris în listele de așteptare ale ambasadelor și consulatelor. Prioritate la includerea în liste vor avea studenții, persoanele care au probleme de sănătate și cei aflați în dificultate. Ministerul de Externe îndeamnă moldovenii din străinătate să se informeze despre cursele charter din surse oficiale și să nu cadă în plasa unor escroci care oferă așa zise servicii de transport spre Moldova. Listele de pasageri vor fi formate exclusiv în baza listelor compilate de misiunile diplomatice, orice alte liste create de oricine nu sunt relevante sub acest aspect. Cetățenii care vor fi selectați în baza acestor criterii vor fi contactați personal pentru a primi detalii despre modalitatea de cumpărare a biletelor avia. În acest context, autoritățile au venit și cu explicație despre moldovenii blocați aseară în aeroportul din Praga. Potrivit Ministerului de Externe, conaționalii noștri au apelat la o companie care nu era autorizată de Chișinău pentru a efectua cursa charter. Chiar și așa, autoritățile au intervenit pentru a-i aduce acasă pe moldoveni. Pentru zborurile respective, agentul economic a vândut bilete fără a fi autorizat de către Comisia Situații Excepționale. Am avut o comunicare foarte intensă cu ministrul cec de externe, domnul Tomaș Petrecek, și cu misiunea noastră ca să găsim soluții de cazare, hrană pentru cei care au fost blocați la aeroport. Din 18 martie, autoritățile au organizat deja 24 de curse charter spre Republica Moldova, cele mai multe fiind din Federația Rusă și Italia. În total, de aceste servicii au beneficiat peste 4.800 de persoane. În perioada 6-19 aprilie, Ministerul de Externe își propune să organizeze curse zilnice care vor aduce acasă între 180 și 220 de moldoveni.